Candidații pentru posturile de director și-au completat în această săptămână dosarele cu documentele obligatorii. Această etapă s-a desfășurat în 12 iulie. În 13 iulie a fost afișată lista finală a candidaților care îndeplinesc condițiile de înscriere și participare la concurs. Perioada 17-31 iulie va avea loc concursul pentru ocuparea funcțiilor vacante de director și director adjunct din Unitatea de Învățământ de Universitar din județul Maramureș. La acest concurs, în județul Maramureș, sunt 64 de funcții disponibile, respectiv 41 de funcții de director, respectiv 23 de funcții de director adjunct. Pentru aceste funcții vacante s-au înscris 49 de candidați pentru director și 29 de candidați pentru director adjunct, în consecință un total de 78 de candidați. La nivelul municipiului Sighetul Marmației există 8 funcții de conducere disponibile, respectiv o funcție de director adjunct la Școala Gimnazială 2, o funcție de director adjunct și una de director la Școala Gimnazială 5, o funcție de director adjunct la Școala Gimnazială 10, la fel o funcție de director adjunct la Școala Gimnazială George Poșbuc, Sighetul Marmației, funcțiile de director și director adjunct de la Colegiul Național Dragoș Vodă, Sighetul Marmației, și o funcție de director la Clubul Sportiv Școlar Sighetul Marmației. La concurs pot candida persoanele care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții. Au studii universitare, inclusiv licență în specializarea pedagogia învățământului primar și preșcolar. Sunt membre ale Corpului Național de Experți în Management Educațional. Sunt titulare în învățământul preuniversitar, având încheiat contract de muncă pe perioadă nedeterminată. Au cel puțin gradul didactic 2 în învățământ sau au dobândit titlul științific de doctor. Candidații trebuie să dovedească calități profesionale, manageriale și morale reflectate prin calificativul foarte bine, acordat în ultimii 4 ani școlari lucrați efectiv la catedră în funcții didactice sau în funcții de conducere din unității de învățământ. Candidații trebuie să facă dovada că nu au fost sancționați disciplinar în ultimul an școlar anterior anului desfășurării concursului și nici în anul școlar în curs, în care au funcționat sau funcționează efectiv la catedră.